Bună seara, sunt Florina Găzdaru și vă invit să urmăriți știrile Euro TV. De autovehicule zilnic, viteza medie de circulație maximum 20 de km la oră, perioada de blocaj aproape 7 luni, disconfort zi și noapte pentru zeci de mii de băcăuani. Acesta este bilanțul ultimei perioade pe strada Ștefan cel Mare din Bacău. Odată cu prima brumă a toamnei a venit și o brumă de speranță după ce a început asfaltarea arterei dinspre intrarea în municipiu spre centru. Un strat de bază consistent și reciclat cu ciment și bitum, 6 cm de asfalt de uzură și alți 4 cm de asfalt final. Aceasta este rețeta fericirii pentru șoferii care trec pe strada Ștefan cel Mare. Dar fericirea nu este niciodată întreagă, așa că nici circulația din zonă nu va reveni la normal decât pe jumătate în primă fază, cel mai devreme la începutul săptămânii viitoare. Până atunci, utilajele și muncitorii încurcă grozav circulația sub atenta supraveghere a poliției locale. Părerea captivilor în trafic nu mai merită comentată. Foarte greu. Ce au făcut aici? Ce vrea să facă? Nu știu, decât de mult timp. Eu nu sunt de aici din zonă. A, în alte părți ați mai văzut așa blocaj? Niciodată. Nu, n-am văzut. N-am văzut. Când o să se termine, o să fie mai bine. Când o să termine, peste două luni. Ei, hey, lați-o să va termina. Sperăm să termin cât mai repede, asta e problema, să se prinde iarna aici. Asta e important. Bine că se face. Numai că se face greu. Ritmul românesc. Exact. E un dezastru pe Bacău. În alte părți e mai bine? În alte părți, doar ce avem e 85, mai bun. E 85. În rest, să mai veniți și în comunele astea. Parava, Rădoaia, pe acolo să vedeți un dezastru. Treceți dumneavoastră să vedeți cum e la... Mai mult de atât nu se poate. Da, se face totuși. O să fie mai bine. Numai toamnă. Spre toamnă se face. La începutul anului. E iarnă. Păi, la începutul anului. Acum, iar nu le termină pe toate. Deci vă temeți că o să rămână neterminată pe timp de iarnă? Să se dovedească după aia aceeași treabă, nu? Cam fiecare an, nu? Estimările optimiste dau ca dată de finalizare a lucrărilor pe întreaga stradă Ștefan cel Mare sfârșitul lunii noiembrie, inclusiv trotuarele, acolo unde compania de apă a început să facă racordurile după ce rețeaua de apă a fost schimbată integral. Imediat ce se finalizează lucrările subterane, se vor putea monta pavele. Șantierul de pe strada Ștefan cel Mare este singurul care respectă până acum graficul anunțat, fiind început în luna martie 2015. Valoarea investiției este de 8,3 milioane de lei fără TVA. Deși învățământul preșcolar este gratuit, sunt familii într-atât de sărace încât nu-și permit să-și înscrie copiii la grădiniță. În acest context, deputații au adoptat un proiect care prevede oferirea unui suport financiar cu valoare de 50 de lei. Această sumă va ajunge la familiile defavorizate prin tichete sociale și au pretenția de a stimula învățământul. Deputații au adoptat proiectul cu 289 de voturi pentru, unul împotrivă și 5 abțineri, a anunțat Mediafax. Finanțarea acordării stimulentului educațional se va face din bugetul de stat prin sume defalcate din TVA, alocate prin bugetele locale cu această destinație. Tichetele se emit de unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor. Valoarea nominală a tichetelor este de 50 de lei. Din aceste tichete se vor putea cumpăra produse alimentare, de igienă, îmbrăcăminte și rechizite. Cadrele didactice din învățământul preșcolar consideră că este o inițiativă bună, dar sunt de părere că suma nu este una suficientă și au îndoieli în ceea ce privește cheltuirea ei. Nu știu dacă această sumă ajunge întotdeauna la copil. Deci asta este părerea mea, mai ales că lucrez la grădiniță, deci sunt informată cu aceste. De multe ori suma nu ajunge direct la copil. Cred că mai degrabă ar trebui niște un ajutor în alt sens. Cum ar fi? Materiale, eu știu, un pachetel pentru ora 10. Ce împiedică pe copii, pe părinții copiilor nevoiași să îi aducă la grădiniță? De multe ori lipsa banilor. Deci lipsa banilor este una din probleme. Chiar și atunci când vorbim de grădință cu program scurt? Cu program normal, da. În special copiii care vin la grădinițe cu program normal
Deci majoritatea părinților sunt fără venituri, că de aceea îi și aduc într-o grădiniță cu program normal. Începând cu ziua de miercuri a săptămânii viitoare, se deschide evenimentul Zilele Centrului Apostul, cea mai longevivă instituție culturală de după decembrie 1989. Personalități marcante ale culturii românești sunt invitate pentru a crea un regal al spiritului, iar creatorii băcăuani își au un loc bine meritat la această sărbătoare. La acest aniversar, Centrul de Cultură George Apostu deschide din nou porțile spiritului, contopind onoarea și emoția regăsirii cu un nume de prestigiu ale științei și culturii românești, cu remarcabile contribuții la programele, proiectele și realizările culturale ale centrului în decursul anilor. Sunt invitați artiști care, de-a lungul timpului, au participat la simpozioanele de sculptură, făcând posibilă apariția la Centrul de Cultură George Apostu a grădinii cu statui, un impresionant monument de for public. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură George Apostu în parteneriat cu Universitatea George Bacovia, Universitatea Vasile Alexandrii, Teatrul Municipal Bacovia și Filarmonica Mihail Jora din Bacău, cu sprijinul Ministerului Culturii, al Primăriei și Consiliului Local și al Consiliului Județean Bacău. Academician Alexandru Zub, academician Solomon Marcus, doctor Adrian Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istorie a Artei, Virgil Ștefan Nițulescu, directorul Muzeului Țăranului Român, scriitorul Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, Dumitru Bolboceanu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, sunt doar câteva dintre numele celor care vor fi prezenți la evenimentul cultural. Pentru viticultorii care au probleme în a-și comercializa struguri sau vinul, Comisia Europeană a luat o hotărâre în luna septembrie a acestui an, prin care sprijină reconversia plantațiilor viticole pentru a întări echilibrul pieței. Cu alte cuvinte, podgorenii băcăuani au posibilitatea de a cere ajutor de la stat prin care să își restructureze plantațiile pentru a exploata la maxim potențialul economic al afacerii. Acest sprijin se face numai în baza unui plan format individual pentru fiecare program de restructurare în parte. Programele de restructurare, reconversia plantațiilor viticole sunt reconversia soiurilor, reconversia soiurilor cu defrișare din motive sanitare sau fitosanitare, reamplasarea parcelelor situate în condiții nefavorabile sau pe amplasamente care oferă condiții climatice și pedologice favorabile la nivelul aceleiași suprafeței și modernizarea. Mustul s-a asprit și e de acum tulburele, grătarele sunt mereu pregătite, iar artiștii sunt nerăbdători să cânte. Așa că în Vrancea, patria vinului, stă să înceapă Festivalul Internațional al Viei și Vinului Bacchus 2015. Până duminică, iubitorii licorilor adunate din Ciorchini sunt invitați la un regal în care degustările vor fi acompaniate de vedete ale muzicii și dansului. Un program pentru toate gusturile și nu doar în ceea ce privește vinurile a fost pregătit de organizatorii Festivalului Internațional al Viei și Vinului Bacchus 2015, care a început astăzi la Focșani și se va încheia tocmai duminică. Lecțiile de degustare de vinuri susținute de somelieri renumiți și Concursul Național de Vinuri Bacchus 2015 se va armoniza perfect cu concursul gastronomic și lecția de gastronomie oferite de Horia Vârlan. Cunoscătorii sau cei mai puțin inițiați în tainele oenologiei au ocazia să devină adevărați experți. Și pentru că nu se poate vin fără muzică, toate gusturile vor fi satisfăcute de mulțimea artiștilor invitați să concerteze. Hara, Etno, Andra, Ruby, Pepe, Boschito, Andreea Bălan și mereu tânărul Toto Cutugno vor anima serile iubitorilor de muzică, dans sau etno. Nici cei care gustă folclorul nu au fost uitați. Concursul Alaiurilor și Festivalul Național de Folclor Cântece de Viță Veche, fiind ocazia perfectă pentru o petrecere ca în vremurile mai vechi și parcă mai bune. Manifestarea culturală Toamna Bacoviană continuă, iar băcăuanii sunt așteptați să participe la evenimentele ce au loc atât la statuia poetului, cât și la cele două universități, în școli și licee, la Muzeul de Istorie sau la Centrul de Cultură George Apostu. Astăzi, la ora 11, la Universitatea Vasile Alexandrii au avut loc colocviile revistei Ateneu, iar în această seară, de la ora 18, la Centrul Internațional de Cultură George Apostu, se vor decerna premiile aceleiași reviste. Ziua de mâine se anunță o zi plină de evenimente culturale.
La Universitatea George Bacovia, sub semnul versului Aud materia plângând, va avea loc un colocviu literar la care vor lua parte scriitori, critici și istorici literari importanți. După colocviu, invitații, dar și publicul, este așteptat la vernisajul expoziției de pictură a artistului Constantin Severin la Complexul Muzeal Iulian Antonescu, unde vor avea loc lansări de carte, dar și lansarea Antologiei Scriitorilor filialei Bacău. Seara se încheie cu decernarea premiilor Uniunii Scriitorilor, filiala Bacău, la Centrul Internațional de Cultură și Arte George Apostu, de la ora 19. Vă prezentăm în continuare prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore, precum și alte informații pe scurt. Aici punem punct jurnalului de astăzi. Echipa EuroTV vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară liniștită. La revedere!